Exemple de utilizare a inteligenței artificiale. Inteligența artificială va transforma practic toate aspectele vieții și economiei. Iată câteva exemple. Sănătatea. Cercetătorii studiază cum poate fi utilizată inteligența artificială pentru a analiza cantități mari de date medicale și a găsi modele care ar putea conduce la noi descoperiri în medicină și la îmbunătățirea diagnosticării pacienților. De exemplu, a fost creat un program de inteligență artificială pentru a răspunde apelurilor de urgență, care să recunoască un stop cardiac în timpul apelului mai rapid și mai frecvent decât dispeceratul medical. Un alt exemplu este K-Connect, cofinanțat de Uniunea Europeană, care dezvoltă servicii de căutare de texte multilingve pentru a ajuta oamenii să găsească cele mai relevante informații medicale disponibile. Transportul inteligența artificială ar putea îmbunătăți siguranța, viteza și eficiența traficului feroviar prin reducerea la minimum a frecării roților, maximizarea vitezei și permiterea conducerii autonome. Fabricația Inteligența artificială poate ajuta producătorii europeni să devină mai eficienți și să readucă fabricile în Europa, prin utilizarea roboților în fabricație, optimizarea vânzărilor și prin anticiparea din timp a întreținerii sau a întreruperilor în fabricile inteligente. Satisfactory este un proiect de cercetare cofinanțat de Uniunea Europeană, care utilizează sisteme colaborative și de realitate augmentată pentru a crește gradul de satisfacție profesională în fabricile inteligente. Alimentația și agricultura inteligența artificială poate fi utilizată pentru a construi un sistem alimentar sustenabil în Uniunea Europeană. Inteligența artificială poate asigura o alimentație mai sănătoasă prin reducerea la minimum a utilizării îngrășămintelor, a pesticidelor și irigațiilor, precum și prin susținerea productivității și reducerea impactului asupra mediului. Roboții ar putea elimina plantele dăunătoare, reducând astfel utilizarea erbicidelor, de exemplu. Numeroase ferme din Europa utilizează deja inteligența artificială pentru a monitoriza mișcarea, temperatura și consumul de hrană pentru animalele lor. Administrația și serviciile publice. Utilizând o gamă largă de date și recunoscând tiparele, inteligența artificială ar putea oferi avertizări timpurii privind dezastrele naturale, permițând o pregătire eficientă și atenuarea consecințelor.